E informația momentului la România TV, stimați telespectatori. Începe anchetarea lui Clotilde Armand la parchetul general. Avem și documentul în exclusivitate. Chiar în aceste clipe ni se alătură jurnalistul Laura Duță. Bună seara, Laura! Ai toate informațiile, ai obținut și documentul. Te rog, explică-ne despre ce este vorba. În sfârșit începe ancheta hoției de la vot. O să vedem procuratura că începe o anchetă serioasă acum. Bună seara, Ioan. Este un document exclusiv, un răspuns de la parchetul general prin care mi se comunică că au început, iată, zilele acestea, urmărirea penală în REM, în acel dosar privind fraudarea voturilor de la sectorul 1. Dosarul privind frauda în care vizată este Clotilde Armand, dar și procurorul Nicolae Sprâncu s-a mutat de la parchetul curții de apel la parchetul general în martie. De asemenea, și un alt dosar deschis la începutul anului la parchetul curții acolo unde era acest dosar pentru dispariția imaginilor și acel dosar a fost mutat. În acest răspuns mi se spune că au început și ei urmărirea penală în REM. Un parcurs, vă reamintesc că acestui caz început acum aproape 3 ani, imediat după zilele în care am văzut cu toții ce s-a întâmplat acolo la sectorul 1. La sursa din investigarea magistraților a fost deschisă această anchetă. Știm foarte bine, parchetul a fost închis și s-au dus după competențe dosarele de acolo. S-au dus la parchetul curții de apel, a trebuit să plece să fie declinat de la parchetul curții către parchetul general, pentru că Nicolae Sprâncu, procurorul pe care îl știm din acele imagini, a fost ajuns un grad mai înalt de la parchetul de la sectorul 1, a ajuns la Direcția Națională Anticorupție. Așadar, procurorii de aici ne anunță și ei că au început această anchetă mire. Să și vedem că se întâmplă ceva. Îți mulțumesc tare mult, Laura Duță, pentru că, iată, tu ești jurnalistul care a obținut toate aceste informații, inclusiv ai documentele, se află acolo în posesia ta. Vă întreb, doamna Alice Răghici, adică, până la urmă, că au trecut deja 3 ani, avem alegerile peste câteva luni. Nu mai e mult până se împlinește termenul de prescripție a răspunderii penale pentru orice s-ar fi întâmplat acolo și se va da o binecuvântată soluție de clasare. Asemenea, tergiversări și declinări și trimiteri și răzdijungeri cât au fost în dosarul ăsta, cred că nici în dosarul de la Nuremberg nu s-ar fi întâlnit. Deci nu e posibil pentru niște chestiuni atât de clare, despre niște fapte care vizează clar legea, codul electoral practic, da? Legea alegerilor locale, fapte de serviciu, infracțiuni care nu au de ce să fie instrumentate pe parcursul unor ani de zile, a fost nevoie ca dosarul ăsta să se plimbe și să se învârtească și să se ducă de la un parchet la altul. Competența stabilită inițial era cea corectă, pentru că, desigur, era vizat un magistrat, dacă nu și mai mulți, că și o doamnă judecător care era președintele circumscripției electorale, cred că ar fi trebuit să dea niște răspunsuri. Oricum, neprimind niciunul dintre întrebări, n-aveau la ce să răspundă, practic. Membrii biroului electoral de circumscripție nu știu, n-au văzut, n-au auzit. Candidații, susținătorii, membrii de familie se plimbau pe acolo. Personalul de pază cu jandarmi în frunte jucau fotbal cu sacii de vot. Adică niște chestiuni atât de clare, vizibile pe camerele de supraveghere care erau montate, nu știu de ce era nevoie să se investigheze și mai ales acum să se plimbe de la un parchet la altul. Toată lumea a zis mersi că au scăpat de dosar, ca să fim foarte sinceri. Am văzut și reportajul cu primul procuror care a încercat să instrumenteze dosarul și dânsul ne explică de ce a fost nevoie să stea 2 ani ca să numere voturile că s-au dat, parcă asta era problema, număratul voturilor. Nu, asta i s-a cerut. I s-a cerut să ia act că s-au comis niște încălcări de lege și pe cale de consecință să le instrumenteze. Dacă se confirmă, bine, dacă nu, să dea clasare și așa mai departe. Acum a ajuns la parchetul general, nu pentru că ar vrea cine va să lucreze în dosar. Stați să ne înțelegem. A ajuns la parchetul general pentru că tot competența s-a modificat ca urmare a avansării profesionale a magistratului Sprâncu, care, mă rog, chipurile ar face cel puțin teoretic obiectul investigațiilor. Dar s-a auzit după 3 ani că se începe urmărirea penală în REM? Serios? Deci urmărirea penală în REM se începe a doua zi, nu după 3 ani. Ai stabilit o situație de fapt care are conținut infracțional, începe urmărirea penală în REM. Ce mai stăm atâta? Și tot cu în REM se va și termina, cel puțin așa cred, în fine. Păi în REM în momentul în care nu știe autorul. Păi... Dar băieții care au intrat aveau identitate.
Exact. Și ce, dacă nu știu cine sunt, le spunem noi, că există imagine, nu, domnule senator? De câte ori am vorbit în 3 ani de zile despre asta? Începe să devină, Ioane, amuzant așa că mai vorbim despre cazul ăsta al lui Clotil, că mai avem un an, cum zice Alice, dar vin alegerile celelalte. Las-o încolo de prescripție, dar vin celelalte alegeri. Cu ce ne-am ales după toată țara? A văzut, cu toții ne-am uitat siderați la ce se întâmpla acolo, procurorul care a înleznit cumva toate lucrurile astea, s-a dat și bolnav de COVID, văd că a fost avansat, adică ca și cum nimeni nu a luat tac, nu s-l-a văzut, a mai dat și în judecată pe unii care se îndoiau de moralitatea lui, de probitatea lui profesională, când el a făcut acolo un dezastru. Clotilde, bine mersi la sectorul 1, taie și spânzură și a bătut joc de sector, de tot ce vrei, de autorizații, de gunoaie, de... nu există. Iar ăia micii de la USR care erau cu săculeții în spate, sunt și ei, bine mersi, consilieri locali. Ce spuneți? Care, cum s-a aplicat legea? Ce spuneți, că și-a bătut joc de sector? Vorbiți, domnule senator, păi, dar nu este un dezastru. Păi... toată lumea se plânge de sectorul 1. Oamenii nu pot să iau autorizație să facă ceva, Ioane, în sectorul 1. Dar cum, domnule senator, că femeia asta, adică nu a văzut pe cineva... A anulat, mai nou a anulat o hotărâre sau a călcat în picioare o hotărâre de Consiliul Local. Nu ține cont de ea. Face ce vrea acolo. Nu știu dacă nu se numește dezastru, dar se numește... Domnule senator, există cineva, cunoașteți pe cineva să-și fi dorit mai tare ca această doamnă să fie primar, să fie șef peste urbe, să facă pentru populație, să salveze Bucureștiul și România și planeta? Păi uitați-vă... Da, francezii și-au dorit. Hai să spunem lucrurile pe nume. Francezii și-au dorit foarte imagine, mult, să aibă primar senator, la București. Chiar acum. Păi verde, las-o mie. Eu propun să facem ordine în sectorul 1. Mahala și țigănie. Noi vrem să fim aici exact cum este la Nisa și... Nu contează, am o pelerie din Franța pentru acest eveniment. De când am intrat în tine, mă. Cel mai mare obiectiv pentru un primar este sănătatea locuitorilor. Păi de când am intrat în tine, nu mai am carne pe mine. Facem totul posibil ca aerul pe care îl respirăm să fie un aer sănătos. Și asta înseamnă nu numai spații verzi, dar și o gestiune corectă a deșeurilor. Imediat mi-am dat seama că nu ești româncă. Sunt acum româncă. Tot s-a fript și tot s-a ars. Mă simt obligată să răspund acestei ospilități cu ce pot eu mai bine.